Pe final de an, banii pentru plata salariilor profesorilor din Buzău s-au terminat. Ministerul Educației s-a văzut nevoit să aloce din fondul de rezervă suma necesară achitării restanțelor salariale. Pentru ca banii să ajungă apoi în conturile unităților școlare, a fost nevoie de organizarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Municipal. Fiind vorba despre o simplă formalitate, aleșii au votat în unanimitate pentru alocarea fondurilor. A fost nevoie neapărat de o hotărâre de Consiliu, având în vedere că e vorba de suplimentarea sumelor necesare salariilor profesorilor. Ca să poată fi achitate în acest an, a fost nevoie de această ședință extraordinară, ca în cursul zilei de luni să reușim să facem plățile. Este vorba de o diferență de 2,4 milioane de lei. Tot în cadrul ședinței de astăzi, consilierii locali au mai aprobat un proiect de hotărâre privind achiziționarea a 4 autoturisme Dacia Duster, care să înlocuiască alte mașini vechi de 10 ani, folosite de personalul de conducere din cadrul primăriei Buzău.